Bună ziua! În ediția de astăzi, la ora primarului, îl am alături de mine pe Uja Veceslav, primarul satului Corpagi din raionul Edineț. Discutăm cu edilul localității despre realizările, provocările și planurile de viitor ale satului. Bună ziua, domnule primar, și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și vă mulțumesc dumneavoastră că ați încercat cumva, adică să ne provocați să venim la dumneavoastră în emisiune. Pentru început aș vrea să vă întreb, așa cum nu sunteți la primul mandat, cum credeți, ce îi tot motivează pe oamenii din localitate să vă acorde încrederea? O să încerc cumva aici să dau o definiție destul de clară. Probabil că atunci când am mers la primul mandat, era anul 2011, oamenii au dat atenție unor lucruri care au fost probabil pentru ei importante, datorită faptului că nu am fost niciodată la muncă peste hotarele țării. Am lucrat în localitate și apoi am lucrat la privat în orășelul Cupcini, dar tot timpul m-am aflat în localitate și oamenii au, probabil că asta, au dat apreciere, că aveam și ceva rezultate și mi-au propus, adică ca să merg să candidez la funcția de primar în 2011, iar după, probabil deja după rezultate. Așa, știați problemele din... Încercam cumva, adică ca să ne acomodăm la necesitățile localității și aduceam câte ceva schimbări, ca în timp ei să aprecieze, eu intuiesc că din aprecierile date au luat o decizie. Cum pot contacta locuitorii satului administrația locală? Se implică ei în procesele de luare de decizii? Cum, dacă, de exemplu, ar fi o localitate mai mare, Corpaci, atunci ar fi și o problemă pentru oamenii care ca să vină să-și spună doleanțele la primărie. Dar fiind o localitate mică, compactă, căci noi în 1974-80 am fost cei care am nimerit sub reconstruire legată de digul hidraulic de la Costești, casele sunt amplasate pe suprafețe mici și adică oamenii au posibilitate ca să vină direct la primărie, dar dacă nu, telefoanele noastre sunt publice, echipa lucrează cu oamenii în teritoriu, adică toți își fac treaba lor și ori de câte ori este nevoie, chiar și dacă nu suntem în localitate, mergem la ei, discutăm și vedem cu ce putem să-i ajutăm. Se pot apropia, deci în orice... Numai în cazul când, adică poate ne preîntâmpină, poate să nu fim în localitate, dar în rest suntem receptivi, suntem alături de ei. Dar se implică în procesele de luare decizii, participă la ședințe, la întâlniri publice, poate? Ca să vă spun dumneavoastră niște lucruri clare, ceea ce am reușit noi să realizăm pe parcursul a 13 ani de mandat, și nu o să spun eu, dar o să spun noi, că noi suntem o echipă, a fost practic tot consultat cu populația băștinașă. Mai recent, adică în ultimii 5 ani de zile, suntem parteneri într-un proiect foarte, foarte interesant implementat cu Institutul Național pentru Democrație a Statelor Unite, unde mergem cu niște sondaje în cadrul programului Părerea Ta și identificăm care probleme majore ar fi necesare ca să fie rezolvate ulterior în timp în localitate. La ședințele Consiliului Local, noi suntem tot timpul deschiși, ele sunt ședințe publice, oamenii pot să vină să-și expună păsul, oricum, adică suntem cei care colectăm informația atât din instituțiile publice cât și din localitate, prin intermediul tuturor celor care vor să aducă un beneficiu comunității și suntem tot timpul receptivi. Care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă localitatea la momentul de față? Probabil că aici aș da o definiție mai generală. Problemele cele mai mari și nu numai pentru localitatea noastră, sunt legate practic din întreaga Republica Moldova, sunt problemele migrației, populației tinere care merge la muncă peste hotarele țării și drept rezultat avem niște întrebări destul de frecvent sociale legate de oamenii în vârstă și cei nevoiași, adică unde trebuie să fim practic mult mai vigilenți, mai atenți și mai alături de ei, cu regret, adică cu capacitățile financiare și posibilitățile existente la moment în cadrul administrațiilor publice locale. Mai avem și alte probleme legate de infrastructură, drumuri, dar cele mai strângente probleme sunt problemele care ne frământă astăzi pe toți, problemele oamenilor în vârstă și celor nevoiași. Așa, tot mai mulți primari care sunt la noi în studiu ne spun despre această problemă. Câți kilometri de iluminat stradal aveți în localitate?
Practic, integral este iluminată stradal comunitatea. Poate undeva mergem peste un pilon, dar în general, adică 13 km de iluminat public stradal, cu 250 de corpuri de iluminat. Acum, recent, ultima investiție care am avut-o, am avut-o în cadrul unui proiect micuț implementat alături de un grupul de acțiune locală Vasile Stoiescu, unde am instalat 40 de corpuri de iluminat smart, să le spunem, cu panou fotovoltaic pe traseul central al localității. Dar ce alte proiecte de infrastructură recent au fost finalizate? Aici aș încerca cumva să nu mă repet, dar să spun că atunci când vine o greutate, nu vine singură și noi am avut cu dumneavoastră, am avut ocazia ca să trecem prin niște probleme destul de grave la nivel nu numai național, regional și mondial legate de o pandemie, apoi de ceea ce avem în regiune, adică conflictele astea militare. Și acolo am încercat cumva, adică să intervenim cu cei ce ne ciocnim ca bază, adică cu criza resurselor energetice care au explodat în prețuri extraordinar de mult și aici am încercat în ultimul timp să ne acomodăm la cerințele date și am implementat unele proiecte legate de eficientizare energetică. La moment în comunitate deja avem centrală cu panouri fotovoltaice de capacitate a 15 kW la Instituția Grădinița de Copii. Avem centrală cu panouri fotovoltaice cu capacitate de 25 de kW la centru multifuncțional și avem centrală cu capacitate de 20 kW iarăși fotovoltaică la instalată și recent deja am pornit-o să activeze la turnul de alimentare cu apă potabilă. Adică sunt niște proiecte care le-am implementat în ultimii 3 ani de zile. Merge vorba de diferiți donatori. Aici avem suportul Crucii Roșii din Elveția împreună cu partenerul nostru de bază, Asociația Obștească Casmer din orașul Bălți, prin intermediul căruia aș vrea, adică să le transmit salutări și dumnealor și mulțumim pentru faptul că sunt alături de noi. Totodată am implementat un proiect destul de interesant la centru multifuncțional cu Ambasada Germaniei și recent, adică un proiect anul trecut, l-am implementat prin cadrul programului național Satul European Express. Deci vă străduiți să atrageți investiții acolo unde este posibilitate. Ne acomodăm la cerințele și oportunitățile donatorilor și ne dorim să fim parteneri cu toți cei care vor binele comunităților noastre. Ce planuri de viitor aveți pentru a dezvolta localitatea Corpaci? Păi dacă să vorbim la general, să vorbim în felul următor, că atunci când noi cu dumneavoastră planificăm ceva să dezvoltăm, atunci trebuie să fim cei care avem o viziune clară, cu un scop bine determinat. Noi mai avem foarte multe lucruri încă de făcut, nu suntem o localitate în apropierea conductei de gaz, nu avem sistem de canalizare, cel de apă există. Și avem foarte, foarte multe de lucru încă la instituțiile publice de educație și, după cum am și vorbit, problemele sociale care cumva adică ne frământă pe noi toți. Legate, practic, sunt toate prin cadrul planului strategic de dezvoltare pe următorii 5 ani și se regăsesc fiecare în parte, ne uitând și de cultura noastră națională. Ați spus că sistem de canalizare nu există la moment. Ați încercat careva proiecte sau aveți în plan? Am avut un proiect destul de grandios legat de alimentare cu apă a satului și atunci era o altă etapă de preconizată pentru a fi implementat sistem de canalizare, dar n-aș vrea să mă implic să spun ceva prost despre politicul Republicii Moldova, dar tot timpul, adică am avut suport financiar, apoi a dispărut și mai multe lucruri au fost. Și deja, vorbind și de faptul ăsta migrațional, mai apare și o întrebare destul de mare, că dacă tu implementezi un proiect de canalizare, atunci trebuie să faci și un raport cost-beneficiu, să vezi pentru cine. Și apar întrebări. Dar ce ține de infrastructura rutieră, cum este întreținută, aveți drumuri? Da, noi dispunem de în jur de 25 de km de drum public, dintre care pe intravilan avem peste 15 km de drum care sunt întreținute de administrația publică locală. În rest, sunt drumuri care ne leagă de centrul raional Iedineț și sunt la întreținerea Consiliului Raional Iedineț.
Ți le întreținem și noi din sursele austere a bugetului local pe care le avem, dar oricum, adică sunt practicabile drumurile și aș spune că comparativ nu sunt problematice, comparativ. Ați spus că recent la grădinița din localitate s-a făcut un proiect, mai aveți careva planuri pentru a moderniza grădinița, școala? Pentru noi este foarte important că chiar și dacă sunt copii puțini în instituțiile de educație, că n-aș spune că noi avem puțin, dar o localitate cu 1094 de locuitori, având în grădiniță în jur de 60 de copii și la gimnaziu peste 115, am încercat cumva să fim atenți și corecți cu ei și identificăm orice ce posibil de atragere de fonduri pentru a aduce beneficii atât unei instituții cât și altei și de aceea am spus că acolo la grădiniță am implementat un proiect cu centrală fotovoltaică. Acum suntem în identificarea unor posibilități să mai construim noi din resursele proprii niște pavilioane pentru copii. Sunt dotate deja spațiile de joacă, anume pe interior avem totul bine amenajat și pregătit. Nu suntem, spunem așa, distanțați de urbe. Avem și noi condiții bune la grădinița de copii. Și la școală, știu că recent a fost pavată curte, am văzut... Nu, o să spun altfel. Recent noi am câștigat un proiect împreună cu Asociația de Băștinași din localitate, primărie și colectivul gimnaziului, pentru care aș vrea să le mulțumesc foarte mult tuturor pentru implicare. În cadrul programului Diaspora Acasă Reușește, dar nu plus 3 și ne preconizăm în cadrul proiectului dat să pavăm, să reabilităm pavajul în jurul gimnaziului, că este într-o stare destul de anevoioasă și prezintă pericol pentru mobilitatea copiilor, pentru mișcarea lor și sănătate și totodată să finalizăm deja să schimbăm geamurile pe întreg perimetrul clădirii. Așa, spuneați în discuțiile anterioare despre cultură. Cum este susținut domeniul culturii? Are toată susținerea administrației publice locale? Noi suntem cei care cumva, adică o să spunem așa, corect să fim, care atragem atenție deosebită tuturor activităților și poate undeva mai scăpăm ceva ceea ce este legat de cultură, dar la nivel local avem ansambluri folclorice, atât în cadrul grădiniței de copii, care anul trecut, pentru un proiect micuț, a fost dotată cu costumație națională pentru 10 fetițe și 10 băieței, ansamblurile din cadrul gimnaziului, care au ansamblul de fluieriști și ansamblul de folcloric de fete. Avem ansamblul local, adică a doamnelor și a bărbaților și doamnelor, dar mândria noastră este faptul că avem clubul seniorilor romantică din localitate, care este iarăși partener al Asociației Obsești ca SMED în niște activități extraordinare de proiect și aici împreună cu toți, ne organizăm la diferite activități culturale, inclusiv cea legată de ziua localității, care o petrece spre final de august, când toată lumea este acasă și încercăm cumva, adică să demonstrăm că cultura în localitate există. Așa frumos. Dar ce vă mai doriți să realizați până la sfârșitul acestui an sau în timp apropiat? O să vă spun cam așa, adică avem și noi niște idei puse pe rol cu scopuri bine determinate și deja suntem în așteptare unor decizii la alți donatori. Merge vorba de, suntem parteneri cu orașul Săveni, județul Botoșani, comunitățile din Raionul Iedineț, Târnova și Ruseni la un proiect transfrontalier unde ne preconizăm să procurăm utilaj specific sau special pentru întreținerea gunoiștilor din localitate. De asta n-am vorbit și este o provocare destul de mare și nu numai la Corpaci, dar peste tot. Și deja suntem în așteptare decizii Oficiului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală la satul european, că avem depus acolo un proiect, tot un proiect destul de interesant, un proiect de suflet unde am legat infrastructura cu cultura, adică am încercat să am aplicat cu un proiect care
prevede să amenajăm o scenă de vară și de tribune pentru spectatori, unde vom fi capabili să facem, să aducem niște prestații culturale atât cu colectivele locale, cât și cu cei din regiune, adică mai ales cu cei parteneri din cadrul grupului de acțiune locală Vasile Stoescu, membrii căruia suntem, ca să demonstrăm că originile sunt și există și le vom păstra și pe viitor. Ați spus și acum de satul european și mai înainte, ați rămas mulțumit? Cu ce gust ați rămas după implementarea acestui program? Este un program național înaintat cu ceva timp în urmă, câțiva ani, de către președintele Republicii Moldova și aici aș spune că un program destul de curajos unde a fost dată o posibilitate tuturor comunităților din Republica Moldova să aplice la aceste programe pentru dezvoltare multilaterală a localităților rurale și vreau să vă spun că este foarte facil. Dacă e să vorbim la general, cum noi aplicăm la diferite programe de finanțare cu suport din partenerilor din Uniunea Europeană, la ceea ce noi prezentăm la UNEDRL, adică la Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, este acceptabil, facil și cunoscut pentru noi. Așa, foarte bine. Așa, la final, aș vrea să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră localitatea Corpaci peste 5 ani? O să spun altfel, o să spun că probabil că noi toți cei care avem tangență cu comunitățile rurale în Republica Moldova, ceva am scăpat. Am scăpat și nu numai noi, a scăpat și noi și guvernarea, indiferent de culoare politică, aspectul ăsta că comunitățile pot prospera numai atunci când avem și o economie dezvoltată. Și aici probabil că este necesar și este nevoie ca să identificăm diferite platforme de discuție și să punem pe rol niște activități de suport a economiei locale prin dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii care vor da posibilitate să acumulăm și niște resurse la bugetele locale, după care putem să dezvoltăm comunități pentru oamenii care vor face diferite activități economice la nivel de comunități rurale. Așa, sperăm să fie așa. Dacă tot am vorbit despre agenți economici, aveți în localitate cu cine conlucra, sunt așa persoane? Suntem, ca și majoritatea localităților din Republica Moldova, suntem localități cu un spectru de activitate preponderent agricol și vreau să vă spun că suntem o localitate, aș spune eu, model, căci nu avem o dominație a mega-liderilor agricoli, dar avem cel puțin 30 de agenți economici, printre care numai puțin de 10 tineri care prelucrează terenuri agricole de la 30 și mai multe hectare și își dezvoltă niște afaceri mici în agricultură la nivel de comunitate rurală și și-au propus ca să rămână și să activeze în sat, să-și mențină familiile și comunitatea în general. Este o colaborare destul de sănătoasă, prietenoasă și omenească la toate capitolele și când merge vorba de salubrizare, când merge vorba de nu prea ne dorim, dar dacă se întâmplă ceva, incendii pe vegetații sau altceva, sunt receptivi, tot timpul acceptă, vine, nu suportă, așa că noi suntem mulțumiți de comunitatea noastră. Așa, deja e bine. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă urez mult succes în toate planurile pe care le aveți în viitor. Să dea Domnul și dumneavoastră de asemenea, așa că eu să vă spun și pornisem înainte de emisiune, pornisem să vă spun că noi mai avem și activități comune. O să vă spun că de ultimul timp împreună cu colegii din regiune și la nivel național se dezvoltă foarte, foarte intensiv aspectul ăsta de grup de acțiune locală, unde localitățile rurale își fac un parteneriat de cel puțin 10, dar și mai multe comunități. La noi sunt 16 autorități publice locale și 20 de primării, cu o populație totală de vreo 27.000 de locuitori, unde este preconizat ca să dezvoltăm toate sectoarele, atât economic, cât privat, cel privat, public și asociativ. Și aici, probabil că și pentru dumneavoastră, o să fie foarte mult de lucru pe viitor atunci când veți avea posibilitate să monitorizați și să vedeți ce lucruri frumoase să fac cu bani mici în comunitățile rurale.
Așa să fie. Să dea Domnul.